meetingul în susținerea votului mixt a fost organizat de către Asociația Credință Patriei. Membrii acesteia, între care foști veterani de război, au fost încurajați și de câțiva deputați democrați. Această inițiativă nu este a Partidului Democrat, este inițiativa societății, este inițiativa oamenilor. La un moment dat, Sergiu Sârbu a fost huiduit după ce printre aceștia s-a strecurat vicepreședintele partidului nostru, Dmitri Ciubașenco. Sergiu Sârbu! Pastor! Pastor! Bună ziua, Moldova! Bună ziua, dragi prieteni! Și vreau să vă spun că această inițiativă nu este a Partidului Democrat, este inițiativa... Președintele Asociației Credinței Patriei susține că mai mulți protestatari nu au reușit să ajungă la Chișinău. Stimă și respect celor care n-au putut ajunge, că n-au un ban să ajungă la Chișinău. Stimă și respect celor politicieni și celor guvernanți care ne-au pus drapelul la frontiera de est. Astăzi aici m-a făcut pe mine bou, oaie. Eu am muncit 15 ani pentru acest oraș, al meu pentru cetățenii. Spuneți-mă, oare eu, asta merit? Pe scena susținătorilor votului mixt a reușit să urce și liderul Partidului Demnitate și Adevăr. Acesta însă a fost repede izolat de către poliție și combatanți. Ulterior, Năstase a încercat să intre și în Parlament. Ăsta ucide animale în pădure și are în fața lor niște animale. Asta, iată cine păzește astăzi după Cotiu. Unii oameni veniți la mitingul de susținere a votului mixt nu prea știau pentru ce sunt în fața Parlamentului. Eu am venit astăzi aici pentru că susțin votul uninominal, ce nu este din iauta. Doamnelor, spuneți-ne, vă rog, pentru ce ați venit Ținem votul mix. Trebuie schimbări în Republica Moldova. Suntem pentru cei ce publicăm. Super! Votul mix! Eu sunt sigur că este o provocare curată. O provocare curată. Toți știu foarte bine pentru ce au venit. Pentru a susține schimbarea sistemului tău. La câțiva metri de aceștia, mai aproape de bulevardul Ștefan cel Mare, s-a desfășurat protestul celor care au condamnat votul mixt, pentru că, spun oamenii, în acest fel la putere vor ajunge doar democrații și socialiștii. Între cele două tabere s-au poziționat zeci de polițiști. Dar și nu-i clar și-am scris așa. Dar nu vreau să spun ce tești. Плохотнюк, ши тот супуши луй, ши гашка луй, ши служили луй, нервоцини инки, инженунки, мулцани на инки. Împotriva regimului ăsta nou care s-a băgat în cărâie, în Parlamentul Republicii Moldova. Am venit astăzi aici pentru a mă împotrivi acestui sistem oligarhic, criminal, care dorește să ne submineze libertatea. La protest au fost prezenți și liderii partidelor de opoziție extraparlamentară. În loc să ajungă la pușcărie, s-au urcat pe un colac de salvare. Colacul salvare propus de Dodon și înhățat de Plahotniuc. Până acum eram o țară săracă, eram cea mai săracă țară din Europa. De astăzi mai avem o etichetă, suntem și cea mai nedemocratică țară din această regiune, pentru că guvernarea, într-un fel, și-a luat bilet pentru a frauda următoarele alegeri. Votul mixt este doar pentru ca Plahotniucul, ajutorul lui Dodon, să se mențină la putere, să poată în continuare fura banul public și cel din asistență externă. După ce au aflat că Parlamentul a votat legea votului mixt, oamenii au încercat să facă o horă ca să ajungă mai aproape de Parlament. Tot atunci a fost reținut și vicepreședintele partidului nostru, Dmitri Ciubașenco. Nu știu ce!
așa băieți dragi, civil, neidentificați, au încercat să mă unedușe și să scoată de după cordonul poliției. Mi-au strâns gâtul și m-am simțit rău, cum am mai bine. Manifestanții au încercat să meargă mai apoi la președinție, dar au fost opriți de cordoanele de polițiști. Protestul celor care au criticat schimbarea sistemului de vot s-a terminat în jurul orei 15, însă organizatorii au promis că vor relua manifestațiile mâine. Poliția a anunțat că la acest protest au venit în jur de 700 de oameni, în timp ce la celălalt, în jur de 20.000. Oamenii legii vor deschide și un dosar penal pentru dezordini în masă, iar persoanele violente vor fi trase la răspundere.